Casânca Căldăraru, femeia de etnie romă de 70 de ani, a fost premiată de conducerea Societății de Salubritate a municipiului Iași după cei 15 ani de muncă pe străzi. Casânca a fost felicitată chiar de directorul societății, Cătălin Neculau. Bună ziua, Casânca, pentru modul în care îți faci treaba și pentru modul în care ai înțeles că viața poate fi frumoasă la 70 de ani în muncă, felice. Și să ții minte la mine că ați intrat și banii cu card, ți-am dat primul. Casânca iubește munca pe care o face. Nu este deloc rușine să măture străzile. De 15 ani lucrează la firma de salubritate, a municipiului Iași. Da, doamna. Nu m-am lăsat niciodată, n-am făcut lipsuri, n-am medical, numai când îmi dă medical de E o dină, în două lună de zile, cât în 20 de zile. Așa, mă țin de servici, de treabă, mă țin treabă de șofi, de șofia. Doamna Casinca are 70 de ani. Da. La 70 de ani munciți, măturați pe străzi. Asta măturesc e... în parcuri, iau coșuri, fac pe stradă curat, da, mături mare, nu cu ăsta. Eu cu ăsta nu mai termin. Da, fac o mătură ca lumea, sac, mânuș, tot, îmi termin. 10 parcuri trebuie să-i termin, de fuzarul, de acum crângele, a bătut vântul. Cum vă privesc oamenii? E bine. Mă privesc, vă văd mă așa, laudă. Vă văd îmbrăcată în hainele tradiționale pe care... Da, da, eu am haine de-a mea de țigani, dar nu am putut să mă îmbrac, să mă fac de jos. Am haine frumoase. Ne bucurăm că Casânca a ales la... acum 15 ani, să se alăture echipei noastre. Ne bucurăm pentru că ea dă dovadă că la 70 de ani te poți bucura de viață muncind. Dă dovadă că un cetățean de etnie romă poate fi responsabil. Așteptăm și alți cetățeni de etnie romă să se alăture echipei noastre. Noi suntem o societate care integrăm foarte bine orice fel de etnie. În timp ce Iașul este lăudat pentru curățenie și frumusețe, și Casânca Căldăraru se poate mândri cu munca pe care o depune zi de zi. Femeia mai trebuie să muncească un an pentru a putea ieși la pensie. Și dăm cornier. Da. Cât mai stai cu mai casă? Ne stăm un an de zile, ne stăm un an. Și după aia? Iată, ești la pensie. Casânca, să dea Dumnezeu să apuci pensia, să mă aștept și să dea Dumnezeu. Cum a reușit Casânca Căldăraru să răzbată în viață, urmăriți la Iași TV Live, în ediția specială a emisiunii Povești de Succes.